Bine v-am regăsit, dragi ascultători și privitori în egală măsură, că ne vedem în direct și pe postul dumneavoastră favorit de televiziune. În această după-amiază avem un invitat special, domnul deputat Vasile Popeangă, care va îmbrăca cămașa analistului politic în această întâlnire a noastră și vom intra să comentăm ceea ce se întâmplă, pornind de la nivel național, ultimele evenimente care țin în priză nu numai presa, ci pe noi toți. Și vă vom ruga, domnule deputat, să începem cu anunțul pe care îl va face ministrul Tudorel Toader la ora 18 despre analiza activității de la DNA și a procurorului șef DNA, Laura Codruța Chioveși. Cum vedeți dumneavoastră această situație complexă și completă? Să ne ați dat un tablou cuprinzător al situației și la ce v-ați aștepta dumneavoastră ca om politic cu vastă experiență? Da, mulțumesc pentru invitație, salut pe ascultătorii și telespectatorii postului dumneavoastră de radio și de televiziune. Sigur, ca observator, pentru că e bine să facem precizarea de fost deputat, să nu se credă că între timp s-a întâmplat ceva. Da. Sigur că asistăm toți la ceea ce se întâmplă pe unele posturi de televiziune, pe ceea ce se întâmplă vis-a-vis de problemele, mai ales de la DNA. Eu vreau să vă spun că am avut niște discuții și cu oameni din domeniul justiției, care au fost și procurori, care au fost și judecători, ca să mă edific și eu vis-a-vis de activitatea care se desfășoară în acest domeniu. Evident că toate aceste lucruri care se prezintă și aceste atacuri la justiție trebuie să le verifice și să-și spună un punct de vedere instituțiile abilitate. Și instituțiile abilitate în cadrul procurorilor sunt inspecția judiciară. Sigur, și ministrul justiției are dreptul să facă niște verificări conform legislației în vigoare și procurorul general, și pe baza, sigur, materialelor respective care sunt făcute de niște profesioniști, trebuie să se propună niște concluzii. S-a făcut, vă spun sincer, atâtea acuzații și, după părerea mea, e o chestiune care, evident, ține, dacă vreți, de show, ține de captarea atenției, pentru că au și posturile respective un interes, dar vom vedea cât de reale până la urmă sunt aceste lucruri, pentru că îmi spuneau cei din domeniu că, pe lângă faptul că sunt niște instituții abilitate, sunt și niște acte normative pe care cei care lucrează în sistem trebuie să le respecte. Dacă nu le respecte, pot să ajungă în situația chiar să fie condamnat, și avem atâția cazuri de procurori care și de judecători care au primit condamnări. Pe mine însă cel mai mult m-a interesat această chestiune cu denunțurile. Văd foarte mulți spunând, doamne, m-a forțat procurorul, m-a nu știu ce, doamne, dacă ești un om care e stăpân pe tine, care au o independență de mișcare și care nu depinzi, nu poți să fii șantajat, sigur că nu te-a pus să faci niște denunțuri, chiar dacă spune că am tot auzit, domnule, nu-mi spui ceva despre X, despre Y, despre niște personalități din acestea la nivel național. Dacă n-ai niciun fel de probleme, n-ai niciun fel de constrângere, ești independent total și nu știi, nu spui. Spui, faci aceste lucruri dacă ai un interes tu. Și sigur că e ușor să spui, doamne, m-a forțat procurorul. Dar tu, când ai discutat și s-a spus, doamne, dacă dai despre X, ar putea să ai o favoare la pedeapsa pe care o ai pentru ceea ce ai făcut. Și în general, denunțurile astea le fac oameni care au probleme cu justiția. Dar eu am înțeles că sunt niște denunțuri, dar trebuie ori să prezinți probe, ori să indici de unde pot să culeagă procurorii probe, verifică și așa mai departe. E o întreagă procedură, nu e chiar așa de simplu. Însă pe mine asta mă șochează și n-am putut să o înțeleg niciodată. Eu, de exemplu, dacă m-ar chema cineva să spun despre niște persoane,
știind că poate că am fost în apropierea lor, dom'le, dacă n-am niște lucruri să spun și sunt independent, ce să-mi facă procurorul? Dar unii din ei se duc și după aia spun, nu, dom'le, m-au chemat. Sunt tot felul de chestii din astea și probabil că sunt niște restricții în a comunica niște lucruri de amănunt din partea persoanelor respective. Probabil că dacă ar putea să iese și să spună, uite, dom'le, cum a venit X și cum s-a oferit el ca să dea, să facă un denunț și, sigur, ce s-a discutat în condițiile unor acte normative care prezintă niște favoruri pentru cei care fac denunțuri, atunci ne-am lămurit foarte, foarte, foarte exact. Mă asigur, ținta este clară, Codruța Chioveș. Și eu, dacă vreți să vă spun foarte sincer, eu am nemulțumiri față de ceea ce înseamnă și DNA și alte structuri ale procuraturii. Pentru că au lucrat selectiv. Din punctul ăsta de vedere, nu mă poate nimeni convinge că n-au lucrat selectiv. Sunt atâtea lucruri care s-au scris în presă, sunt ziarist. Da, numai în Gorj, dacă luăm ziarele timpului și vedem ce s-a scris despre unii și despre alții și până la urmă fără niciun fel de finalitate. Poate că ar fi important, poate că ar fi important și ar fi o temă extraordinară să vadă câte dosare s-au închis și care poate că nu trebuiau închise. Câte dosare n-au fost deschise, care probabil că puteau să fie deschise și așa mai departe, că din instituțiile statului care concură la aceste procese și-au făcut datoria sau nu. Nu? Sunt atâtea lucruri care ne amintim din județul Gorj și care nimeni nu mai vorbește de ele, nimeni nu mai... Au fost date uitării și sigur că eu am achisat la ideea pe care a lansat-o Cosmin Gușe în viața publică. Niciunul din cei care au suferit condamnări nu poate să spună că au fost cinstiți. A, că nu i-a prins cu, într-adevăr, în totalitate cu ceea ce au făcut ei, asta e o altă chestiune și i-a prins cu niște lucruri colaterale care, sigur, pot fi discutate. Deci pot fi discutate. Asta este o chestiune, dar în același timp, dom'le, dacă nu poți, eu nu vreau să creadă cineva că țin parte cuiva. Deci eu sunt adeptul, dom'le, ai greșit, pentru că în această perioadă, sau în ultima perioadă, mai există responsabilitatea conducătorilor de instituții, domnule, și de companii și de ce vreți dumneavoastră. Poate să facă orice, nu e niciun fel de problemă, nu mai e răspundere, nu mai e teamă. Te susține o formațiune politică, sigur ai acoperire, ai susținere. Deci asta este problema, dar eu vă repet, cine a încălcat legea, să răspunde. Asta este clar, indiferent în ce sistem lucrează. Nimeni nu este mai presus de lege și asta scrie și în Constituție. Deci de ce să nu respectăm? Deci din punctul ăsta de vedere, cred că este o atmosferă destul de încordată, o presiune extraordinar de mare și eu sunt foarte curios să aștept ce va spune profesorul Tudorel Toader, profesorul de drept și fost judecător constituțional la Curtea Constituțională. Acum n-aș vrea să-mi aduc aminte de o erată, dar asta e cu tot o altă chestiune la o decizie a Curții Constituționale. Vreau să văd ce spune profesorul de drept Tudorel Toader vis-a-vis de activitatea șefei DNA, pentru că și aici sunt niște răspunderi, din câte am înțeles și eu. Sigur, nu pot să spun că am aprofundat pentru că n-am cunoștințele de specialitate. Faceți așa niște trimiteri care să le înțelegem cu toți într-un limbaj da, comun. Da, exact asta. Pentru că sunt niște motivări pe care să le dea dacă propune revocarea. Sunt trei situații din câte am înțeles-o. Exact. Singurul material pe care îl are la îndemână acum, pentru că inspecția judiciară n-a terminat controlul pe ceea ce s-a dat acum ca și înregistrări pe unele posturi de televiziune,
Și m-am uitat acolo cine făceau comentariile, vă spun la modul sincer, până la un moment dat, poate și vârsta te obligă să ai și bun simț și să te uiți dacă n-ai avut timp în ultima perioadă să te mai uiți și pe CV-ul. Exact. Să vezi așa cam ce ai făcut tu de-a lungul vieții, că mai știu oamenii. Asta da. Este toată chestiunea. De singurul material pe care se bazează este acel control pe care l-a făcut și care a fost discutat în CSM la sfârșitul lunii octombrie sau noiembrie, nu mai rețin noiembrie. Exact. În da. Noiembrie. E, sigur, pe baza acelui material și au fost niște informații în presă prin care nu s-a stabilit niciun fel de măsură contra șefei de la DNA. De aceea, așteptăm cu mare curiozitate să vedem care va fi decizia, repet încă o dată, al profesorului de drept Tudorel Toader și rector al Universității de Drept Alexandru Iacuza din Iași. Da. Deci aici nu este vorba, pentru că el nu este un om politic, el este susținut de o coaliție politică. Deci din punctul ăsta de vedere este un profesionist. Și sigur că nu este un profesionist care se depinde de ceva. El are variante, până la urmă ești independent. Aici este toată problema. Eu nu aș putea să-l înțeleg dacă ar fi un om politic care avea niște constrângeri. Dar în condițiile în care ești un profesionist, ai o libertate de acțiune, pentru că nu, dacă te da afară din ministru, nu trebuie să-ți găsești de lucru. Și nu ești în Parlament, nu trebuie să-ți găsești de lucru. Ești profesor universitar, ești rector, ai suspendată funcția de rector acolo, deci nu e o problemă ca să zici că depinzi de ceva, ești într-un lanț. Vom vedea. Sunt și eu extrem de curios, pentru că, într-adevăr, vedeți, mai sunt și studenți la drept, mai sunt și tineri care lucrează în justiție și în procuratură și în celălalt sistem, ca și judecători. Și stăpâneți mecanismul. Și cunosc legile. Asta este toată problema. E sistemul care, într-adevăr, este un sistem care trebuie să cunoști legislația ca să poți să faci niște comentarii. Eu, sigur, am o observație și n-am înțeles niciodată, dar niciodată n-am înțeles, pentru că vorbim despre independența justiției. Ca să fie într-adevăr total independent, nu trebuie să depinzi de resursele de la Ministerul Justiției. Și n-am înțeles, au fost multe discuții ca finanțarea să o facă Curtea Supremă de Justiție. Pentru sistemul judiciar, nu Ministerul Justiției să fie ordonator de credite. Bine spus. Păi nu, eu vă spun că au fost discuții multe. Și nu știu de ce s-a... O independență totală atunci, nu mai depind să spună, domnule, îți dau să faci un sediu nu știu unde sau nu știu ce să mai faci. Sau să mai angajezi, nu știu. Exact, tu cel care ești în Curtea Supremă de Justiție știi toate nevoile. Era vorba și de un transfer de personal, că până la urmă era vorba de personal economic și poate ceva structuri pe linie de investiții. Dar s-a tergiversat extraordinar de mult și n-aș vrea să-i pronunț numele, când au fost discuțiile astea la noi în Comisia de Buget Finanțe și când a fost întrebat reprezentanta Curtei Supreme de Justiție de ce. Și a încercat să explice niște lucruri, sigur, care nu puteau să fie înțelese, că un transfer de personal, deci personalul se muta, cel care făcea aceste lucruri la Ministerul Justiției, se muta la Curtea Supremă de Justiție. Și acesta era un motiv, dacă vreți, până la urmă să nu mai depindă finanțarea de niște decizii. Nu, atunci să dau să împart. Ei știu cum trebuie să le împarte, ei știu care sunt nevoile din teritoriul foarte exact, pentru că au și întâlniri și așa mai departe. Deci asta este problema. Așteptăm, sigur, cu curiozitate, pentru că... Este o bătălie extraordinară în media pe aceste înregistrări pe care le-a făcut Cosma, Vlad Cosma. Fostul deputat. Fostul deputat, eu îl cunosc pe fostul deputat, așa cât a fost posibilitate, pentru că venea cam rar pe la Parlament. Și sunt curios ce se va întâmpla. Și ce va constata inspecția judiciară, care este cea mai măsură, pentru care specialiștii
cei mai autorizați. Lucrează cu codul penal, cu codul de procedură penală, cu știu regulamentele de organizare și funcționare și așa mai departe. Toată legislația din acest domeniu și evident știu și chestiunile tehnice, cum trebuia să procedeze procurorii. Iar repet, și o spun foarte apăsat, dom'le, dacă au greșit, să răspundă toată lumea. Repet încă o dată, nu dacă ești procuror, ești Dumnezeu pe pământ sau dacă ești judecător. Dar poate că ar fi interesant vreodată, dacă vor avea timp cei de la parchetul general, să verifice dosarele astea la care s-a dat de începerea urmăririi penale. Eu cunosc niște cazuri în județul Gorj de niște oameni care au avut foarte multe dosare, unele din ele foarte bine documentate, chiar recunoșteau cei care au lucrat la dosarele respective și care au primit neînceperea urmăririi penale. Și evident că joacă în voie, chiar unii se exprimă că n-au ce să le facă la nivelul regiunii Oltenia, pentru că au peste tot relații. Ia că după aia să mire de ce există o undă de îndoială și la oamenii simpli vis-a-vis de justiție. Și uneori poate că sunt lucruri întemeiate. Pentru că ați ajuns aici la discuția cu justiția, v-aș lansa o nouă provocare, domnule deputat Vasile Popeanga. Ați văzut la întâlnirea cu doamna prim-ministru, domnul Juncker a spus în felul următor că se va ridica MCV-ul, mecanismul de cooperare și verificare pentru România, dacă se vor rezolva problemele din justiție. Cum priviți dumneavoastră această, să spunem, directivă venită dinspre Consiliul Europei? Nu e, sau ce vrea să însemne, ce ascunde în spatele unui limbaj protocolar? Să ne înțelegem foarte clar, nu este nicio directivă, e o chestiune normală care se întâmplă la nivelul Uniunii Europene, este un lucru firesc să explici ce vrei să faci tu la tine în țară, cu justiția și așa mai departe. Deci, din punctul ăsta de vedere, mi se pare o chestiune normală, pentru că am văzut și aici foarte multe discuții pe informare, dezinformare și așa mai departe. Da. Doamne, dar din câte știu eu, sunt niște structuri. Sunt niște structuri care lucrează acolo la Uniunea Europeană. Avem inclusiv europarlamentari, că dacă o să vină acum alegerile europarlamentare, și eu sunt foarte curios, eu n-am auzit, cel puțin din presă, că n-am alte... Dacă o să întrebi un europarlamentar, domnule, cu ce te-ai ocupat dumneata acolo? Că sunt unii care au câte două mandate. Cu ce te-ai ocupat dumneata acolo? Ce ai făcut dumneata, de exemplu, pentru România? Că pentru până imagine, la urmă reprezinți România. Da. Deci, din punctul ăsta de vedere, sigur că Uniunea Europeană trebuie să ceară aceste lucruri. Da, vedeți că noi ne luptăm ca țară cu MCV-ul ăsta de ani buni de zile. Și exact. Și nu i-a dat, ridică. Eu cred că mesajul pentru primul ministru a fost, dom'le, trebuie să te implici ca și guvern în ceea ce privește modificarea legilor justiției. Sigur că Parlamentul este cel care aprobă aceste legi, are ultimul cuvânt, dar și tu ca guvern trebuie să îți dai un aviz, trebuie să spui niște lucruri, că de fapt legile în principal pleacă de la guvern. Da. Deci acesta cred eu că este mesajul și eu sunt absolut convins, pentru că fiind eurodeputat aproape două mandate, știe doamna care este atmosfera acolo și știe ce a vrut să spună Juncker. Deci, dacă nu se clarifică problemele cu justiția, spuneți dumneavoastră, nu vom scăpa de MCV-ul ăsta, de mecanismul de control. Eu așa cred. Asta este părerea mea. Și depinde și cum le vor explica, asta e toată chestiunea. Contează enorm de mult să spui, să explici ce vrei să faci. Nu, știți, senzația asta pe care o... Și cred că nu este normal. Senzația asta pe care au dat-o a fost că fac niște lucruri pe fugă, cu niște ținte. Poate nu e așa. Dar dacă nu faci, respecti aceste proceduri, nu faci niște lucruri normale... Faci, de exemplu, comisia specială. Dar ce mare lucru era să se discute în comisiile juridice? Da. Nu era niciun fel de problemă, din niciun punct de vedere. Și dădeai senzația unei desfășurări, unei proceduri normale care există în Parlamentul României. Vedeți, toate aceste lucruri, sigur, îi fac pe unii să
nu înțeleagă. Și de aici tot felul de interpretări, tot felul de discuții vis-a-vis de aceste legi ale justiției. Sigur că acum și Curtea Constituțională și-a spus punctul de vedere și trebuie făcute niște modificări. Probabil că mai sunt și alte, și alte lucruri care vor mai fi, vor fi discutate. Dar, repet, toată această, această grabă, toată această procedură netransparentă, dacă vreți. Pe fugă, cum mi-a spus dumneavoastră. Pe fugă, da. Creează această, această impresie. Vedeți, acolo sunt, oamenii sunt învățați acolo cu niște proceduri foarte clare în sistemul lor și parlamentar și guvernamental și se respecte niște, niște etape, se respecte niște structuri ale Parlamentului. Se, de exemplu, nu poți să te duci cu... după părerea mea, asta a fost una din marile greșeli, domnule, legile justiției trebuia să plece de la guvern. Nu se le plaseze la Parlament. Guvernul își dădea vize pe ele, urmau procedura care este procedura normală, pentru că și aceste lucruri, și aceste lucruri, repet încă o dată, și am auzit pe mulți treaba asta, cel puțin m-am mai întâlnit cu colegi care am fost prin Parlament. Dom'le, de ce o comisie specială? Chiar, de ce și o comisie specială? Asta n-a înțeles-o nimeni. Când ai nu erau comisiile, de... comisiile juridice din sigur, Camere și din Senat, și din Senat se reuneau, să... erau oameni cu experiență pe legislația juridică, nu era niciun fel de problemă. Putea, dacă vreți, să mai facă niște schimbări unii sau alții pe acolo, dar în general comisia juridică, pentru că noi am avut multe ședințe, comisia de buget finanțe cu comisia juridică, multe ședințe comune, erau oameni, doamne, care cunoșteau problemele, care aveau și experiență, dacă vreți, și experiență juridică, deci pregătire profesională juridică, și aveau și experiență parlamentară, pentru că și aici sunt niște proceduri care trebuie respectate. Că tot vorbim despre proceduri și legi, vreau să vă lansez încă o provocare. Cum vedeți dumneavoastră aceste mult discutate legi ale salarizării și pensiilor? Ați văzut, da, sunt categorii sociale care vor să înceapă niște proteste vis-a-vis de faptul că după transferul de contribuții au luat mai puțin bani. Sunteți unul dintre puținii specialiști în finanțe care ați activat atât în Parlament cât și pe plan local și regional și cunoașteți aceste mecanisme care să spunem, țin de bun, finanțe și economie. Acum, în ceea ce privește legea finanțelor, legea salarizării, sigur, eu nu vreau să mai comentez, am mai spus-o, după părerea mea, a fost o grabă vis-a-vis de aplicarea acestei legi a salarizării și de realizarea acestei legi, mai precis, a salarizării, pentru că, mă rog, era prevăzută într-un program de guvernare. Dar au fost foarte multe comentarii pe aplicarea legii salarizării și nimeni n-au făcut niște calcule vis-a-vis de mutarea contribuțiilor. Aici a fost impactul care a produs foarte multe, foarte multe deranjamente și foarte multe efecte la care nimeni nu s-a așteptat. Faptul că, fapt ce demonstrează că această lege n-a fost o lege care să fie simulată, să fie discutată vis-a-vis de aplicarea ei. De efecte de... Exact. Și atunci s-a ajuns la această situație. Sigur că aceste cârpeli care se fac în interiorul aceluiași buget, domnule, asta trebuie să... formular, se bagă altul, asta trebuie să înțeleagă lumea, complicează... că dacă nu iei niște impozite sau niște contribuții de la IT, de exemplu, da, sigur că bugetul scade acolo și înseamnă că trebuie să reduci cheltuielile în altă parte. Deci asta e o chestiune foarte clară. Deci nu s-a făcut o implementare a acestei legi ca să vadă care este efectul bugetar. Deci aici trebuia simularea. Simularea, sigur că da, să vezi ce impact bugetar are, domnule. Asta e toată chestiunea. Și acum vin la niște lucruri de completare. Toate chestiunile astea, sigur, se vor vedea în timp și au efectele sociale nedorite. Uite, eu, de exemplu, m-am întâlnit ieri cu un tip care are o firmă, lucrează
part-time. Deci în afara programului de lucru. Da, are angajați și are nevoie de ei numai joi și duminica, câte patru ore. Da. Și mi-a zis, domnule, eu nu pot să suport, pentru că nu-mi permite și n-am decât să închid și să plec afară. Deci că nu poate plăti contribuția exact, la stat. Exact, adică, vedeți, toate aceste lucruri trebuiau analizate, deci trebuiau văzute. Se pierd locul de muncă, se pierd specialiști? Da. Sincer se pierde și îmi spunea, era un tânăr, mă rog, ne cunoșteam așa din vedere, care mi-a spus chestiunile astea. Ia gata, faptul că a elaborat-o așa repede, că, mă rog, ai majorat niște salarii și e adevărat, aici eu îi apreciez că niciodată n-a zis că majorează veniturile. Eu zic, domnule, noi majorăm salariile. Și brutul, e adevărat, brute, a crescut. Brute, și brutul a crescut. Nu poate nimeni să zică că nu le-a crescut brutul cu 25% acum de la 1 ianuarie. Da. A, că e net, mai puțin sau cu 2-3% mai mult, asta e o altă chestiune. Deci, n-am auzit și am urmărit foarte atent. Ministrul Muncii până ca finanțist ați observat ce noi n-am sesizat. Da, am urmărit foarte atent. Și au avut dreptate tot timpul în pledoaria pe care a spus. Deci se salariul și veniturile. Nu veniturile, domnule. Asta este chestiunea. Și ce se deci, poate face aici? După părerea mea, s-au grăbit. Vă rog. S-au grăbit, au mințit niște chestiuni și nu încă o dată, domnule, nu poate să ducă mult. Și după părerea mea ar trebui să recunoască, da, domnule, e o lege foarte complexă. Sigur că se întâmplă în aplicare să te întâlnești cu niște situații practice, pentru că legea s-a anticipa. Și vă dați seama că acum cuprinde numai personalul bugetar. Da. Dar să ai o lege a salarizării care să, cum era înainte, da, care cuprindea toate sectoarele de activitate. Da. Vă dați seama. Dar mă rog, spuneam atunci că s-a lucrat 4 ani la acea lege cu cei mai buni specialiști. S-a făcut un an de zile simulare. Deci nu, și după aia a aplicat-o și tot mai erau niște chestiuni, dar care le reglementau. Asta e chestiunea, să recunoască, domne, sunt niște lucruri, nu a greșit nici ăla de la personal, da, nici ăla de la personal, n-au greșit nici alții, asta este situația, e o lege complexă, deci vă repet, numai la bugetarii. Deci dacă aici s-ar prinde și privatul și da, celelalte... problema este că odată cu mutarea contribuțiilor a avut multe efecte acea ordonanță și asupra mediului privat. Da. Pe care pe unii din ei a găsit nepregătiți, sincer, pentru că nu le-a spus din timp. Da. Și foarte mulți sunt în situații extrem de dificile. Adică nu poți să asigure contribuția personalului de lucru și să-i dea și același salariu omului. Sunt în situații dificile, să știți. Foarte mulți analizează, unii din ei chiar sunt hotărâți să închide deci activitățile. Unii din ei la... va trebui să mărească prețurile și ne mirăm de ce cresc prețurile. Da. Încă o dată, politica fiscală și bugetară o face guvernul. Tot ce faci tu ca fiscalitate pui în plus, ca impozit, înseamnă o regăsire în preț. Păi ăla ce să facă producătorul? De unde să suportă? Dintr-un profit al lui care probabil că e 5 până în 10%? În cazuri fericite. În cazuri fericite. Deci asta este problema. Și ne mirăm, domne, de ce... Crește prețul și la utilități și la... Banca Națională are o singură pârghie pe politica lor monetară. Pârghia este dobânda. Aici trebuie să umble ca să nu dea drumul la credite, să fie bani mulți în piață, să poată să crească. Să opereze cu ei. Exact. Asta este. Cu ei. Da. De asta și luam măsurile astea de a dus dobânda de refinanțare de la 1,75 la 2,25. Da. Asta este. Cum vedeți, domnule deputat, ce se va întâmpla cu, iată, categoriile sociale care așteaptă viitoarele majorări de salarii și nu de venituri, cum a spus și dumneavoastră, și care, după ce au văzut că au luat mai puțin bănuți, sunt hotărâte să facă proteste. Vedeți țara împânzită de proteste? Bun, eu am văzut acum un comentariu al unui sindicalist
Că vor fi probleme în învățământ. De exemplu, sunt anumite categorii sociale care, că socioprofesionale din domeniul învățământului care nu vor beneficia de creșterea aceea de 20%. Da, din martie. Și da, și atunci, sigur că se creează nemulțumiri, iar creez niște... neînțelegeri între categorii. Da, și neînțelegeri și o diferență între aceleași categorii. Da. De personal. Deci lucrează tot în... Exact, deci nu ajungem la o echilibrare a câștigurilor, ci din potrivă. Așa cum s-a întâmplat și acum cu la pensii cu mișorarea impozitului pe venit de la 16% la 10%, au crescut pensiile peste 20 de milioane. Cei până în 20 de milioane n-au beneficiat de nimic. Deci iar s-a produs un decalaj, iar s-a produs o diferențiere între pensiile mari și pensiile mici. Da, mă rog, asta e o altă chestiune. Dar acum am întrebat și de legea pensiilor. Dom'le, eu am o rugăminte aici vis-a-vis de legea pensiilor. M-am întâlnit cu pensionari și sigur că în discuțiile pe care le mai purtăm sunt foarte derutați. Am o rugăminte aici să așteptăm actul normativ care se va fi pus în discuție ca să se discute pe baza acelui act normativ. Am înțeles că acum este la Ministerul de Finanțe să calculeze impactul bugetar, pentru că s-au făcut declarații că se vor recalcula toate pensiile. Toate? Ce să înțeleagă? Dă-ți declarații publice. Ce să înțeleagă pensionarii? De exemplu, eu sunt pensionar, ce să înțeleg? Că îmi va recalcula punctele? Îmi va recalcula pensia? Cresc punctele sau ce sunt? Păi nu știu. Lumea nu știe, ori cresc, ori scad. Asta este toată problema. Sunt foarte derutați. Extraordinar de derutați pensionarii. Vă spun la modul sincer. Că nu vor umbla decât la pensiile foarte, 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 foarte mari. Nu, recalculează toate pensiile. Păi, n-au deci zis că durează exact. Vă 2 ani de zile așa această recalculare. Un an și 9 luni, așa asta e declarațiile publice. Oamenii sunt foarte derutați, nu înțeleg ce se va întâmpla cu... Ca finanțist, la ce am putea să ne așteptăm în opinia dumneavoastră? Dom'le, eu mă aștept... Ce se poate să ne producă în legea să văd. Deocamdată nu pot să anticipez. Despre principii s-a discutat. Da, să vedem cum vor fi ele aplicate. Pomeniți câteva din principii care v-au ajuns la urmă. De exemplu, doresc să fac o echilibrare, adică un om care are aceeași vechime, a avut aceeași profesie, a ieșit în aceeași perioadă la timp, să aibă o pensie egală. Nu o să fie de acele diferențieri care au fost până acum, care au ieșit, nu știu, până când, așa. Cu 2 luni în urmă a fost mai mare sau mai mic, da. A fost și cu grupele aceeași chestiune. Și când a început să calculeze, a văzut că a ieșit pensii mai mici decât le au acum. Exact. Și a rămas pensiile care sunt în plată. Mă aștept să vedem ce va zice cu orele suplimentare, ce va zice, se va întâmpla cu acordul global. Deci sunt niște lucruri care trebuie clarificate, pentru că fiecare trebuie să-și facă... Și vedeam o fost președinte a Casei de Pensii, care eu am o impresie foarte bună despre ea, a lucrat și la Parlament, care spunea, dom'le, dosarele sunt, documente sunt și pentru acordul global și pentru ore suplimentare, pentru că oamenii și-au făcut dosarele respective. Dar ele n-au fost luate în calcul la pensie. Și evident că cel mai greu lucru este să vadă impactul care va fi. Adică și cât va putea să suporte bugetul. Exact, dacă vor fi majorări de pensii. Deci asta e o chestiune, să așteptăm să discutăm pe niște documente, care, pe o lege care este lansată pentru a fi făcute propuneri. Nu pe ce vine X sau Y. De exemplu, acum s-a lansat și ideea asta că pensiile de 540, acele pensii, nu vor mai fi pensii care vor fi plătite din buget, ci probabil că vor fi din bugetul asigurărilor și vor fi date la primării și considerate ca asistență socială. E, vedeți, și aici sunt niște lucruri. Și primăriile pot să suporte, pentru că unele sunt într-o situație delicată. Li se dea bani, dar și aici oamenii interpretează. Vă dați seama că sunt la mâna primarilor și e o masă de vot. Și așa mai departe, tot felul de chestiuni de astea, dai naștere dacă nu explici
niște lucruri. Mai avem, domnule deputat, două minute și vreau să ne vorbiți, pentru că tot s-a vorbit despre statul paralel, vreau să ne vorbiți despre, în opinia dumneavoastră, ați nu. Analizat ca analist politic, vreau, nu politic. N-am analizat, dar am avut prilejul să mă întâlnesc cu niște oameni care sunt foarte atenți la viața politică și, în general, ei zic că fac parte din societatea civilă. Dar sunt foarte atenți, foarte informați. Și spunea următoarea chestiune, zice, domnul Popeangă, vreau să vă informez că faceți parte din statul paralel. A fost interesantă chestia. Păi zice, domnule, cum ați făcut calculele? Zice, vă dăm o temă. Ce am constatat noi? Dom'le, din statul paralel faceți parte și dumneavoastră, toată lumea. Deci noi toată populația. Toată populația aproape face parte din statul paralel. Din statul de drept face parte parlamentul, guvernul, aleșii, indiferent de unde, pentru că, zice, toți, prin legea salarizării și-au asigurat niște venituri și ei au o viață paralelă cu a noastră. Da, zice, au o viață paralelă cu a noastră. Tot e da întrebarea care se pune, ce au ei cu statul paralel? Exact. Deci ce au cu noi? Mă rog, a fost interesantă chestiunea asta, am stat aproape o oră de vorbă cu persoanele respective. Interesantă treaba. Iată că este un punct de vedere care e un analizat. Punct de vedere care circulă pe la ei, să știți. Pe la cei care, mă rog, mai discută despre politică, despre una, despre alta. Și e o chestiune de meditație, dacă într-adevăr lucrurile se întâmplă așa. Știți, la o primă analiză așa simplă, sumară se pare e că ei au analizat cumva, au niște argumente. Domnule deputat, o singură întrebare pe mai puțin de un minut. Cum vedeți dumneavoastră că se vor descurca primăriile din țară, nu luăm neapărat din Gorj, cu problemele acestea financiare? Dumnezeu, eu sigur, eu nu pot să mă bazez decât pe promisiunile ministrului de finanțe, care a spus că le va asigura la rectificarea bugetară toate sumele necesare. Da, este în iulie, domnule deputat. Până în iulie ce fac? Păi, până în iulie eu sunt convins că și-au făcut bugetele și și-au prevăzut cheltuielile așa cum doresc ei să aibă proiecția de buget pe 2018. Și se vor descurca pentru că aveți o viziune de finanțist. Dom'le, din ce am văzut eu, depinde ce concepție are fiecare vis-a-vis de proiectul de buget. Dacă vor să-și asigure cheltuielile de funcționare ale primării, sigur că au posibilitatea să-și prevadă sumele respective. Dacă vor să mai facă și altceva și alte proiecte, investiții, aici poate să iese să spună, dom'le, n-am sumele de cofinanțare că trebuia să mi le asigure. Că asta e problema. Da. Deci depinde ce strategie aplică fiecare primar. Dacă vreți, sincer, pe mine m-au întrebat câțiva primari și le-am spus, dom'le, eu aș merge să-mi asigur funcționarea. Da. Pentru că nu să ajungi să cer banii de salarii și cheltuielile de întreținere, să fii de râsul lumii, să nu poți să-ți plătești cheltuielile minime. Sau, sigur, poate unii din ei se gândesc să facă și disponibilizări și am văzut vis-a-vis de aceste lucruri niște declarații la unul edil care vor face analiza personalului. E destul de interesantă treaba, cum vor acționa fiecare. Dar, în același timp, sigur că unii s-au bătut pentru proiecte, au proiecte, asta este trist, și n-au acele sume de cofinanțare. Iar cu PNDL-ul ăsta eu sunt extrem de curios să văd, pentru că aici se bazează foarte mult pe credite de angajament. Finalul e destul de imprevizibil, pentru că creditele de angajament sunt niște prevederi care dau voie să execuți o lucrare. Nu sunt și sumele care ți le asigură guvernul. Alea ți le asigură în funcție de disponibilitățile pe care le are. Și s-ar putea unii constructori să facă niște lucrări, să se trezească că le facturează și primările respective să n-aibă bani să le plătească. Și atunci intrăm iar în cercul arieratelor, iar în cercul firmelor care n-au posibilități financiare și sunt în situația de insolvență sau de a intra în faliment. Mulțumim mult, domnule deputat Vase Popeangă. Mulțumim mult, rămâneți pe postul nostru că aveți și auzi.